Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Mehedinți a aprobat vineri hotărârea prin care municipiul Drobeta-Turnu-Severin iese din scenariul roșu. Astfel, Palatul Culturii Teodor Costescu își va relua activitatea culturală în limita a 30% din capacitate. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin a ieșit din scenariul roșu după ce rata de infectare a scăzut sub 3 la 1000 de locuitori. Cu această ocazie, Palatul Culturii Teodor Costescu își redeschide ușile pentru iubitorii de artă și cultură, după o perioadă de 2 săptămâni în care toate evenimentele programate au fost anulate. Iată-ne ieșiți de sub incidența codului roșu, așa cum ne-a apăsat pe toți. Deschidem ușile toate ale Palatului Culturii Teodor Costescu în acel 30% capacitate. Deocamdată nu avem nimic sigur în program, dar sperăm că luna mai să ne aducă noi spectacole și cursurile de dans popular și de balet ale colegilor mei vor reîncepe odată cu data de 4 mai. Deci trec Sfintele Paști și automat vom da drumul la cursuri. Și repetițiile la teatru cu spectacolele pe care deja le avem în pregătire vor începe tot atunci, odată cu 4 mai. Al treilea val de pandemie a dat peste cap programul artistic și cultural din luna aprilie. În acest moment, în sala Gheorghe Angel, severinenii pot vizita o expoziție inedită numită În memoria Gheorghe Angel, o expoziție plină de culoare, emoție și amintire.